Ok, deci m-ați tot rugat să mă uit la Attack on Titan câte un episod, cum mă uit de fapt și vorbim cu spoilere, atenție spoilere și aici, pentru că mă uit fără să fi văzut episodul, deci la prima vedere, ultimul episod apărut 11, 11 parcă e, din Attack on Titan sezonul nou, 4, deci ultimul a apărut, mă uit acum, am dat un pic mai în față să prind un cadru pentru thumbnail sau să mă rog cât timp vorbesc să fie un cadru, dar nu am văzut nimic din episod, o să mai fac chestiile astea la reacții de acum încolo, nu înseamnă că n-am văzut nimic, doar să prind un cadru cât de cât când vorbesc. Hai să vedem chestia asta. Nu o să las tot, o să pun la ce am făcut eu reacție. Aha, șmecheră Gabi. L-a omorât pe ăla. Da. Mă rog, fair enough, să zicem, din punctul ei de vedere, dar de ce nu ascultă de Falco? De ce nu explică Falco? I-a explicat, sigur, un pic situația, că stai mă puțin. Dar e cam disperată, Gabi. Gabi și Falco no koe ga kikoita. Futari wa doko da? Ok. Nani? Da na 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 ni na 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 ni la na 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 ni na 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 ni. Pe ce partea asta? Nu pot să las prea mult pentru că sigur mi-o scoate. Ce-mi place partea asta? Da, e cam nebună. Dar lasă-mă de o dracu. Da, că a fost spălată pe creier, da? Nu e nici prea... Falco e mai... echilibrat. Fair enough. Corect. Hai să vedem dacă merge chestia. Cred că și ăștia, nici ăștia nu, nici o sora nu le place de Gabi de... Aolo, ce disperată e asta, acum chiar e enervantă degeaba. Ce a zis Marley? Da. Cum dracu știe? Doamne, ce handicapată e asta! Ni wa jinrui ga ite, watashi tachi wa akuma no minzoku datte itteru ndesho. Demo,
なんでそんなに恨まれているのかよくわからないの。ミア、ベン、教えて。お母さんは一体何をしたの？何をしたからこんなに恨まれている？何千年も世界中の人々を虐殺したからでしょ。何千年そんなことも忘れていたなんて。Toate generații. Oricum ar fi alte generații dacă chiar așa ar fi. Exact. Oricum alte generații, indiferent dacă e. Exact. Ce treabă are ce s-a întâmplat atunci, dacă așa au fi fost? E, începe și ea să se prindă. Sasha parcă a salvat-o pe asta atunci? Parcă? Nu mai știu. Fix așa pe care a omorât-o Gabi. Ia să vedem ce mai e după. Începe și să prindă. Ok, bine să zicem. Oh, i-a atacat toată lumea. În 6 luni. Corect. Da, corect, are timp să facă planuri. Oh, să atace singuri? Asta ori e un plan al lui Reiner ca să-i dea gata de tot pe ăștia din Marley, să-i termine definitiv, ori e, chiar e inteligent într-adevăr și ar însemna un atac surpriză, nu s-ar aștepta la un atac surpriză doar din partea lui Marley. Dar nu știu cât de mult ar reuși atacul la surpriză, la cât de depășiți numeric și chestii sunt ăștia din Marley. Da, nu știu ce să zic. Cred că a fost singurul episod mai... Așa, adică a fost teoretic încă unul de tranziție, să zicem, dar ăsta poate a fost cel mai de tranziție de până acum. Nu înseamnă că n-a avut nimic neapărat, că a avut niște chestii ca să înțelegem mult mai bine și ce se va întâmpla cu Gabi și Falco și... Ok, construcția lor era importantă, măcar un episod să facă chestia asta. Înțeleg. Să vedem cât de mult va fi chestia asta în continuare, va afecta, sau mă rog, va afecta, va ajuta, va așa, influența serialul în continuare. Să sperăm că nu mai sunt multe din astea și vom ajunge iar la ceva foarte, foarte interesant și acțiune și chestii. Asta nu înseamnă că vreau doar acțiune, nu știu ce, pentru că sunt foarte importante și astea pentru a avea impactul când ajungem la acțiune și tot restul așa. Trebuie să aibă un impact și nu se poate și fără niște... Nu se poate fără niște scene, episoade din astea. Poți cer scuze pentru lumina aia, dar mi s-a stricat o chestie de răcire la ea, trebuie să o schimb și se tot închide după un anumit timp, se închide, îmi cer scuze. Bun, deci ok. Gabi abia aștept să termine odată cu căcaturile și să înțeleagă, sper. Sau dacă nu înțelege, mă rog, sper să nu devină și mai enervantă de acum încolo pentru serial. Abia aștept să ajungem la iar în pâine, totuși, știi? Ok, cum vi s-a părut vouă, ce ziceți despre Gabi și restul, Falco și planul lui Reiner, planul Marley, planul Zeke, planul ăstora? Vedem ce se întâmplă cu cine e copilul lui, istoria, dacă chiar e făcut cu unul așa pur și simplu.
sau e ceva acolo, trebuie să fie ceva acolo cu copilul. Nu vreau să știu, nu vreau să știu din manga, nu vreau să știu din ce teorii există pe internet gândite ca să nu știu ce, nu vreau, vreau să fiu total dat pe spate. Așa că fără teoriile cuiva gândite foarte mult, vă rog, și niciun caz din manga așa. Dar părerile voastre pur și simplu, da? Și bun, până data viitoare, nu uitați de subscribe, join și celelalte că urmează în continuare recenzii, seriale, reacții, trailere, episoade, filme noi, 2021, filme vechi, chestii, nu știu. Versus! N-am mai avut timp, dar urmează și ăsta. Va veni. Când se aprinde lumina, o să zic următoarea chestie și anume... Vizionare plăcută, în continuare, pupa, da pa, da pa, da pa.